Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Această citire în tarot este pentru vineri, 16 decembrie, și pentru a primi mesajul tău, îndrumarea pentru această zi, am să te rog să alegi fie ceasul, fie coroana. Vei găsi minutul la care începe fiecare mesaj în parte în căsuța de descrieri. Iar pe lângă mesajele din tarot, pe lângă îndrumarea din tarot, am să-ți las și afirmația zilei pe care tu să o folosești astăzi. Ia-ți câteva secunde, conectează-te cu cărțile și alege varianta potrivită pentru tine. Universul astăzi îți trimite îndrumare. Bun. Tot în căsuța de descriere am să-ți las și cum mă poți contacta pentru o citire în privat, în cazul în care nu ai Instagram și nu îmi poți trimite mesaj acolo la Cristiana Iacob. Îți las în căsuța de descriere cealaltă variantă. Bine. Inspiră și expiră. Și conectează-te cu cărțile, alege una dintre variante. Bun. Începem cu ceasul. Hai să vedem care este mesajul pentru colectiv. Astăzi încearcă să nu pui foarte mult accent pe bani, pe partea financiară. Oprește-te din a alerga după bani. Este foarte important să înveți să echilibrezi această dorință a ta de a avea cu tot ce înseamnă lumea ta interioară, pentru că nu totul se rezumă la partea asta materială. Sunt anumite momente poate dificile, însă tu trebuie să găsești motivație în fața acestor momente dificile, motivația care te împinge tot înainte și care te face să depășești aceste obstacole. 6 de spade. Aș spune aici că ești în dificultate de a accepta ajutor și de a cere ajutor, pentru că tot ceea ce se întâmplă, dezechilibrul ăsta, te împinge către a produce anumite schimbări și să treci din ape tulburi către ape mai limpezi, să te desparți de anumite tipare ale trecutului tău, să depășești anumite condiționări de acolo pentru a găsi abundența. Este foarte important să înțelegi ce anume cari din trecutul tău și te împiedică practic să găsești rezolvarea situației tale. Mai avem un mesaj. Să ai încredere că divinitatea, Dumnezeu, Universul îți este aproape în fiecare moment în care existi. Ești ghidat de divinitate prin fiecare trăire, emoție pe care tu o simți. Ți se arată calea. Însă tu trebuie să ai înțelegere de sine, trebuie să îți dai voie să te asculți, să-ți asculți vocea interioară.
este important să vezi esența a ceea ce îți dorești să rezolvi în momentul ăsta și să te întrebi, fac eu tot ceea ce îmi stă în putere pentru această situație? Însă trebuie să te dezbraci de orice emoție negativă, să îmbrățișezi orice emoție negativă, să o accepți, însă să nu te identifici cu ea, să nu te lași ghidat de această emoție. Trebuie să ai acceptare către tot ceea ce ești și tot ceea ce reprezintă viața ta, să-ți înțelegi potențialul și să nu judeci absolut deloc nimic din ceea ce este, să fii plin de acceptare, să dai voie lucrurilor să iasă, să te eliberezi de anumite situații care nu îți mai servesc binele, dincolo de frustrarea sau disperarea pe care o simți în momentul ăsta, trebuie să găsești modalitatea de a nu te mai identifica acolo, să înțelegi că tu nu ești problema ta, tu nu ești situația ta și că ești dincolo de toate acestea. Dă drumul la această realitate veche care nu te mai definește și mergi înainte pentru a descoperi varianta spirituală a tot ceea ce reprezintă viața ta, pentru că orice problemă, orice întuneric e menit să te trezească, e menit să te facă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Oprește-te din a alerga după câștiguri materiale, conectează-te cu sinele și dă drumul la orice emoție pe care o simți în momentul ăsta. Nu uita că astăzi creezi ziua de mâine prin atitudinea pe care o ai, gândurile pe care le ai, emoțiile pe care le simți. Așadar, dă drumul la orice nu îți servește binele suprem. Hai să vedem care este afirmația pentru tine astăzi. Superb! Renunț la toate așteptările. Curg liber și plin de iubire împreună cu viața. Mă iubesc pe mine însumi. Știu că la fiecare cutitură mă așteaptă doar binele. Repet această afirmație de mai multe ori de-a lungul zilei. Te îmbrățișez. Dacă ai ales coroana, acesta este mesajul tău. Hai să vedem care este îndrumarea pentru colectiv astăzi, vineri 16 decembrie. Vei căpăta claritate asupra situației tale. Este important să fii prezent și lucid și conștient în viața ta, pentru că vei avea anumite conștientizări, un fel de aha, un moment de aha în care îți dai seama de anumite lucruri. Și hai să vedem ce mai... Wow! Ți se oferă oportunitatea, șansa de a primi aceste binecuvântări, aceste noi oportunități, de a te dezbrăca de orice urmă de îndoială, de a primi de la univers acest nou început, această nouă șansă de a face lucrurile diferit, de a vedea lucrurile diferit. Ai aici parte de noi idei care pot fi foarte binefăcătoare pentru tine și benefice. Ai parte de noi conexiuni, fii atent la ce trece pe lângă tine astăzi, fii atent la emoțiile pe care le simți, pentru că există posibilitatea să trezești în tine niște emoții pe care nu le-ai cunoscut foarte des, emoții pozitive care te pot scăpa de orice urmă de frustrare sau îndoială.
ce mai trebuie să știm? Exact, dă drumul la îndoială, dă drumul la emoții destructive care te țin pe loc. Este foarte important să ieși din această mentalitate negativă, pentru că soarele este foarte aproape și pe cale să-ți ilumineze sufletul. Este important să înțelegi că ești întreg, ești mai mult decât suficient și că poți radia la fel precum soarele atunci când tu ai o stare de bine. Așadar, nu te lăsa încurcat de emoții negative, de tipare din mintea ta subconștientă, de gândurile tale. Nu te îndoi de tine și înțelege că și tu poți și tu ai capacitatea de a primi tot ceea ce ai nevoie pentru a depăși anumite momente astăzi. Orice emoție negativă pe care o simți, accept-o. Și nu te identifica cu ea, bine? Dacă ceva apare astăzi, are foarte mare legătură cu trecutul tău, lucruri care nu sunt vindecate acolo, lucruri pe care le-ai cărat, însă tot ceea ce primești, această nouă oportunitate, e menită să te scoată din blocajul pe care l-ai energetic, blocajul trecutului. E momentul să ierți absolut tot ceea ce crezi că ai făcut greșit sau orice crezi că te-a condus în dezechilibru, iartă-te și iartă și pe ceilalți, adică acceptă absolut tot ceea ce a fost. Cumpătarea îți spune că ești în momentul ăla, în timp în care nu trebuie să te afli la extreme, în care trebuie să ai răbdare și să continui să mergi pe calea ta, pentru că tot ceea ce vine astăzi către tine cu prezență, cu luciditate, vei înțelege cum poți depăși aceste emoții negative și aceste blocaje ale trecutului. Hai să vedem care este afirmația pentru tine astăzi. Preia această afirmație și repet-o odată cu mine și, bineînțeles, preferabil ar fi de câteva ori de-a lungul zilei. Trecutul s-a dus. Aceasta este o nouă zi, una pe care n-am mai trăit-o niciodată. Mă aflu în prezent și mă bucur de fiecare clipă. Îmbrățișări, dragilor!